Salut și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School Învățăm Împreună. Vorbim noi aici despre educație. Zi de zi, de luni până vineri, noi vă prezentăm vouă materia de la bacalaureat. Dar astăzi noi ne-am gândit să vorbim și ce se întâmplă după ce luăm acest examen important, când trebuie să mergem ori la un interviu, ori pur și simplu să știm cum să ne comportăm în societate. Iar alături de mine, astăzi în platou, se află Virgil Mănescu, care este educator de protocol și ospitalitate. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Vorbim noi aici despre meserii, iar meseria dumneavoastră e un pic diferită. Ce presupune ea? Atipică nu este chiar o profesie în sine, să spunem așa, este derivată din industria ospitalității, pentru că am lucrat în ultimii 20 și mai bine de ani în industria ospitalității, iar în urmă cu 8 ani de zile am pornit pe parcursul acesta al educației în ceea ce înseamnă protocolul, eticheta socială, bunele maniere și elementele pe care de altfel foarte mulți dintre noi le avem de acasă sau le avem din primii ani de școală. Numai că de data aceasta tânărul care trece prin segmentele sau prin etapele acestea ale școlii, ajuns în societate, s-ar putea ca unele lucruri exact ca niște pinioane la roțile unei biciclete să nu se potrivească. Iar rolul meu este să potrivesc aceste pinioane în luând din partea bună pe care am primit-o acasă, trecând prin cea din școală și ajungând să completăm tabloul acesta cu informații de data aceasta un pic mai profunde și mai înalte. Da, ne gândim, primim tot timpul acasă, când suntem mici, spunem poartă-te frumos, poartă-te frumos, nu e bine să faci aia, o să se supere invitatul când mergem la masă dacă faci un anume lucru. Ce este bine să facem? Mă gândeam așa, să luăm pas cu pas un parcurs al unui elev, să spunem, care vine plecând de acasă, el se duce la școală. În zilele noastre, un pic s-a... Nu s-a dus. S-a micșorat respectul față de adulți în această generație un pic foarte rapidă. Și cum ar fi bine să ne purtăm într-un spațiu academic? E atât de vast subiectul, da, că nu știu cu ce să încep. Am văzut zile trecute, ca să fac un intro discuției noastre, am văzut zile trecute la un restaurant o grupă de copii care mi-au arătat foarte mult, nu neapărat educația lor, cât educația părinților. Așadar, ar trebui să ne punem o întrebare atunci când vedem pe cineva care nu este oarecum, nu neapărat aliniat societății, dar are niște lucruri deviante în atitudinea și în comportamentul în societate. Educația, cum o spun mereu, nu începe de la copii sau nu începe cu copii, începe de la părinți, pentru că părinții trebuie să ofere în primii ani de formare, cel puțin, ar trebui să ofere această educație. Am fost crescut cu toții, am auzit în casă, cel puțin când eram mici, mănâncă tot din farfurie, la masă nu se vorbește, îmbracă-te frumos și așa mai departe. Sunt elemente ce astăzi ne-au rămas un pic cognitive sau sunt prezente în mintea noastră atunci când mergem undeva, numai că unele din ele, să știți, că au o altă valență atunci când tânărul trece de stadiul liceului și se duce spre societate, facultate și așa mai departe. La masă se vorbește pentru că e un eveniment social. Nu vorbim cu gura plină, asta e altceva. Ce sfaturi aș da sau cum aș lua-o atunci când tânărul pleacă, nu neapărat din liceu, sau pleacă către școală, urmând să ajungă în societate, să știți că sunt câteva elemente foarte, foarte importante. Dacă ar fi să punem ghilimele asupra cuvântului judecată, atunci când ieșim în societate și vorbesc și de școală, primul lucru la care m-aș referi este aspectul, pentru că este foarte important când ieși în societate să fii nu neapărat aspectos, nu ne referim la un aspect drăguț sau eu mai știu ce, aspectul în general. Primul lucru, atunci când ne apropiem de un om, suntem judecați nu după veșmânt. Veșmântul sau partea de jos a trunchiului este al doilea aspect după care suntem cântăriți. Haideți să nu folosim un termen așa destul de dur de judecați. Dar primul este chipul. Iar chipul trebuie să fie îngrijit. Întotdeauna le spun tinerilor că nu ar trebui să le lipsească pieptenele din buzunar. Ar trebui să-l aibă în permanență în buzunar, chiar și unul de mici dimensiuni, pentru că părul, dacă nu este în fiecare zi spălat, părul trebuie pieptănat, trebuie aranjat.
este primul impact pe care îl avem atunci când interacționăm cu cineva. Al doilea exemplu de important este veșmântul, ceea ce înseamnă haina, dar foarte important și pantofii, și în egală măsură, acum nu știu dacă aș pune-o pe locul 2 sau pe locul 3, dar în egală măsură sunt mâinile foarte importante, pentru că este continuarea vorbirii noastre, gesticulația pe care o oferim cu mâinile, iar mâinile trebuie să fie îngrijite de la curățenie, unghii și așa mai departe. Și ne aducem aminte tot de o chestiune din copilărie, când bunicii noștri ce ne puneau să facem, arată, de fapt, era un semn al faptului că ești pregătit să fii în societate sau să ieși și în societate. Batista. Ce se întâmplă cu Batista? Batista nu are un rol formal, adică nu este cusută de sacou. Ea are un rol practic, aceea de a ne șterge pe față, de a ne șterge pe mână, de a oferi unei doamne mai mult decât atât și așa mai departe. Deci elementele acestea sunt principale, după care intervine elementele acestea de morală sau elementele de etică pe care le spun mereu, care țin de buna noastră cuvință în societate. Pentru că adesea o spun la cursurile mele, bunele maniere nu sunt despre noi, sunt despre cei de lângă noi. Pentru că dacă vorbim despre bune maniere sau curtoazie sau etichetă, ar trebui să știm că nu le facem neapărat pentru noi, cât pentru starea de bine și pentru politețea celor, pentru starea de generală de politețea unei adunări sau a persoanelor ce sunt lângă noi. Așadar, învățăm foarte mult pentru noi, dar de fapt noi învățăm pentru noi arătând societății sau dând societății de data aceasta. Vedeți, capătă un pic de valență. Este o cutie fațetată sau o cutie cu oglinzi, cum îmi place să o spun, pentru că fiecare element pe care noi îl învățăm în societate capătă cu totul și cu tot altă valență. Se schimbă și trebuie să învățăm să ne adaptăm. De fiecare dată discutam și aici, când schimbăm un mediu, să reușești să te adaptezi este un lucru foarte, foarte important. Deci trebuie să rămânem așa, să sumarizăm pentru cei de acasă, să avem un aspect îngrijit, că se poate să avem un respect față de locul în care ajungem și să avem foarte mare grijă și de cel de lângă noi, pentru că nu trebuie să rănim și la rândul nostru vom primi respect din partea lor. Am ajuns la școală, ne-am comportat cum trebuie, am învățat să ne comportăm cum trebuie, dar lucrurile, cum discutam și înainte de emisiune, lucrurile un pic diferite se întâmplă după ce ieșim din liceu și mergem către facultate. Poate cea mai importantă, eu așa, mi-e place așa să zic, că este cel mai important pas pe care îl faci de la viața de adolescent către cea de adult, unde poate de acolo se bătătorește cărarea ta în lume. Și ar fi bine de știut din momentul acela, când practic suntem destul de singuri, am ajuns și la o vârstă a maturității, reușim să cunoaștem poate și jumătate, parteneri, și atunci e din ce în ce mai important să știm cum să discutăm și cum să socializăm în viața aceasta cotidiană. Dar primul lucru ar fi să știm cum să ne pregătim pentru un interviu sau poate pentru a reuși să susținem vine acum în cap o prelegere, dar nu, e prea mult spus, să reușim să ținem un discurs în fața unei audiențe. Sau unui angajator la un moment dat. Un angajator. Da, partea aceasta de facultate pentru mine, o și discutam înainte de emisiune, pentru mine a fost mai altfel, pentru că la mine a fost prima dată serviciu militar. Da. De ce? Pentru că este o educație extrem de punctuală pe care o ți-o dă. Acum armata nu se mai face, pot să înțeleg asta. În schimb, elementele care au fost mult mai puternic întipărite în mintea mea, cel puțin atunci când am făcut armata, au devenit mecanisme ce nu m-au ajutat doar în viața personală, m-au ajutat și în viața profesională. De ce aceste mecanisme, cum ne spuneau părinții noștri când ne trezeam primul lucru dimineața? Fă-ți patul. Este un mecanism de disciplină a proprii minți. Ajungând în partea în care ne rupem cu ghilimele de rigoare de familie, adică încercăm să devenim independenți, încercăm să ieșim și noi în societate, încercăm să le arătăm părinților că, uite, și noi putem să ne susținem singuri la facultate, să ne angajăm, să avem o relație cu o domnișoară sau cu un domn și așa mai departe.
E bine, lucrurile acestea se pregătesc treptat, dar tânărul când ajunge la examenul acesta al maturității sau trece de adolescența aceasta rebelă la mulți dintre noi a fost, atunci se lovește foarte puternic de, nu de prag de data aceasta, ci de un zid al societății, pentru că vorbim despre un moment destul de critic în ceea ce privește parcursul oricărui om, și anume angajarea. Dacă mergem la facultate, să știți că eu cel puțin când eram student aveam mai mult de două servicii și nu mă plângeam. Astăzi a devenit dificil să ții un singur serviciu. Dar ce este foarte important atunci când facem pasul acesta spre a fi autonomi sau independenți financiar, trebuie și acolo să punctăm câteva lucruri. Se spune că avem o singură șansă să facem o bună impresie potrivită. Iarăși revenim în cazul acesta de interviu, iarăși revenim la aspect, pentru că haina, dar nu mă refer neapărat la o haină de firmă, hainele nu trebuie să fie scumpe, hainele trebuie să-ți vină bine sau să fie croite pe tine. Poate să fie și o haină de la second hand, nu este niciun fel de problemă, dacă ea este croită pe trupul tău. Dacă ești un pic mai plinuț, nu-ți lua haine mulate. Dacă ești prea slab, nu-ți lua haine largi. Adică sunt niște reguli cât se poate de normale. Știu că acolo este o regulă și în ceea ce privește culoarea hainelor în funcție de gabarit. Și știu că nu se poartă alb, se poartă dungile, mai negru. Exact, dungile orizontale, dungile verticale și așa mai departe. Veșmântul, cum spuneam, este foarte important pentru că este aspectul care vinde și care cântărește foarte mult în privirea celuilalt. Recomand tuturor tinerilor să aibă o relație foarte apropiată cu frizerul, dacă se poate, și cu croitorul. În ziua de astăzi o să-mi zică că nu mai sunt croitori. Sunt croitori foarte buni, doar trebuie să-i căutăm. Și de foarte multe ori îi găsim în cartiere. Eu am un croitor la mine în cartier de peste 25 de ani. Este aceeași persoană care face cu migală și cu dibăcie hainele, unele modificări de haine. Așadar, este o relație foarte importantă, pentru că părul, fața, dacă ne apare și barba, dacă suntem în perioada, trebuie să fie îngrijită, iar când vine vorba de interviu, barba nu există. Barba, de ce? Pentru că semnul acesta al bărbii, de fapt, provine, semnul de lipsă al bărbii provine de la romani, care spuneau că ei sunt civilizați pentru că se bărbieresc. Barbarii sau străinii aveau barbă, pentru că erau triburi, de obicei, triburi care mergeau în campaniile militare. Așadar, este foarte important partea aceasta de aspect, partea de chip, care trebuie să fie foarte îngrijită, partea de veșmânt, dar cel mai important este ceea ce spui. Pentru că emoțiile sunt cât se poate de normale atunci când ne aflăm în fața unei comisii de angajare sau în fața unui angajator. Emoțiile sunt cât se poate de firești. Oricine are emoții, nu există persoană fără emoții. Și eu când mă sui pe scenă, după ani de zile de vorbit în public, când mă sui pe scenă, am anumite momente în care există emoție de data aceasta. Dar emoțiile, să știți că pot fi cântărite. În primul rând, mâinile sunt cele care ne trădează foarte mult și sunt cele care pot fi citite cel mai ușor. De aceea mâinile, mai ales într-un interviu, trebuie să fie cât se poate de relaxate, nu trebuie să fie nici puse, eu mai știu cum, sau să începem să avem ticuri din acestea care de obicei trădează, să ne aranjăm și așa mai departe, trădează starea noastră de nervozitate. Trebuie să fim calmi, să privim cu încredere, pentru că știm că suntem la început de drum, dar atunci când vorbim, ar trebui să oferim auditorului exact ceea ce suntem noi. Sau să ne vindem pe noi, cu alte cuvinte. Să învățăm să ascultăm. Este cel mai important lucru, pentru că de fiecare dată am vorbit chiar cu un director de vânzări care spunea că el cel mai mult, el ascultă persoana și vorbește cât mai puțin pentru primele 15 minute. Ca să înțeleagă exact despre de ce are el nevoie. Și cu cât îl lași pe cel din fața ta să vorbească mai mult, cu atât o să știi tu să răspunzi. Sau să extragi o anumită informație de la el. Și de cele mai multe ori este vitală într-o vânzare, cum ne spunea el, dar totodată și într-o angajare. Practic te vinzi pe tine și tu îți dorești să fii angajat sau să începi un internship. Că discutam noi înainte, ar trebui copiii din ziua de azi să învețe voluntariatul și internship-ul, pentru că sunt tot un pas către o angajare și având în vedere că ai reușit să faci ceva care nu a fost neapărat remunerat, angajatorul acela are în vedere mai mult decât o experiență profesională, am înțeles
în ultimii ani, așa s-a întâmplat. Vorbim, acum am vorbit de angajare, un pic în mare, ce ar trebui să avem în vedere aspectul fizic, să fim îngrijiți și cel mai important este să ne gândim și ce spunem acolo. Este cel mai și cel mai important. Aș vrea să trecem la un subiect, nu știu, este un tic, aș putea să-i spun, pe care tinerii îl folosesc foarte des, dar nu numai tinerii, folosirea telefonului mobil. Când se folosește, ar fi foarte important de știut, și ce denotă el când îl scoți prea des din buzunar și te uiți foarte mult la el. Asta, de cele mai multe ori, pe mine, mă deranjează când discut cu o persoană și tot timpul stă cu ochii pe telefon, am impresia că îl plictisesc și ar trebui să închid. Cum ar trebui să folosim telefonul mobil în societate? Telefonul mobil este veșnica problema omului contemporan. Da. Pentru că el a fost inventat să ne unească, să unească oameni între oameni, numai că astăzi ne-a lipit pur și simplu și ne-a despărțit de ceilalți, ne-a lipit foarte mult de el. Telefonul este un subiect atât de dezbătut în ultima perioadă, cel puțin telefonul mobil, încât e un pic delicat subiectul, pentru că în foarte multe cursuri de ale mele, în ceea ce privește audiența adolescentină, am văzut că există reticență, dacă nu chiar un semn de indignare. Adică, cum să ne spui că nu avem voie să stăm cu telefonul la masă? Cum să ne spui că atunci când mâncăm duminica în familie, n-am voie să mă uit pe YouTube, de exemplu? Nu, telefonul are niște interdicții. Cum orele de sunat și zilele de sunat au interdicții, așa se întâmplă și cu folosirea telefonului, indiferent de mediul în care ești, profesional, privat, casnic și așa mai departe. Telefonul trebuie să stea atunci când ieșim în societate, telefonul trebuie să fie prezent doar atunci când trebuie, se spune. Adică atunci când avem exclusiv nevoie de el. Pentru că am locuit în ultima perioadă, am locuit foarte mult și ceasul, care era un accesoriu extrem de important. Telefonul nu îl scoatem mereu să ne uităm la ceas, pentru că am văzut de câte ori încercăm să scoatem, ne uităm la ceas, îl băgăm buzunar. Dar stai, cât e ceasul? Avem tendința să ne uităm, de fapt, subconștient, căutăm altceva. Să vedem dacă am primit mesaje, dacă avem notificări și așa mai departe. Telefonul, atunci când ieșim în societate, mi-a plăcut foarte tare o doamnă care a spus că dacă mergi la restaurant și nu ai telefonul în buzunar, înseamnă că nu ai haina potrivită pe tine și nu ești în locul în care trebuie. Pentru că orice pantalon ar trebui să aibă cel puțin două buzunare, asta înseamnă că telefonul stă în buzunar. Telefoanele de mari dimensiuni, dacă vorbim despre o ținută formală, nu ar trebui să stea în buzunarul pantalonului, ci ar trebui să stea în interior sacoului pentru a crea o imagine unitară asupra trunchiului și pentru a nu ne arăta că avem o mini paletă de ping-pong în buzunar. Cum spuneam și atunci când am intrat în emisiune, telefonul meu este pe silențios de mai bine de 7 ani. Nu am nevoie să sune pentru că este în permanență, l-avem cu noi. Da. Și dacă m-a sunat cineva, poate vibra și vibrează silențios, pot prelua apelul. În schimb, manierele sau maniera în care folosim telefonul de aici se complică. Pentru că nu-l arătăm. Atunci când suntem la o întâlnire cu iubita, de exemplu, telefonul nu ar trebui să existe la vedere. Nu ai de ce să-l ai la vedere. Cea mai importantă persoană este în fața ta, nu este în telefon. Foarte frumos spus. Nici ceasul nu ar trebui să fie la întâlnirile romantice. De obicei se evită purtarea ceasului pentru că este tot un semn de respect pe care îl arătăm partenerei de data aceasta. Adică cel mai important timp este cel petrecut cu tine, nu cel de... Este un substrat, dar orice chestiune pe care o înveți, poți să o folosești ca o armă a bunei maniere după aceea. Telefonul nu ar trebui să fie prezent. Dacă vorbim de o întâlnire privată cu o doamnă sau o domnișoară cu un domn, telefonul nu ar trebui să fie prezent pentru că nu ai de ce să te uiți pe telefon. V-ați întâlnit să socializați, să beți o cafea, un suc și așa mai departe. Telefonul stă în permanență. Iar cine te va suna, dacă e o urgență atât de mare, te poți scuza și poți răspunde dacă știi că e o urgență. Dacă nu, telefonul nu are de ce să fie folosit de data aceasta. Atunci când vorbim despre locul de muncă, avem voie să-l folosim, recomandarea mea este tot să fie pe silențios, pe vibrație de data aceasta. Uitați, de exemplu, în întâlnirile informale de birou, unde avem ședințe comune, telefonul poate să fie prezent pe silențios, cu fața în sus, să vedem cine ne sună. În cele cu caracter oficial, acestea nu se pun și mi-a zis cineva când am ieșit la o întâlnire office, mi-am pus telefonul invers și a zis, ai ceva de ascuns? Nu.
Zic, dar cea mai importantă persoană ești tu în cazul acesta. De unde ne-a venit obiceiul acesta cu telefonul pe masă? Are un subseat mai vechi care pleacă din Evul Mediu. Și anume, aristocrații, când se duceau la anumite banchete pentru a arăta un semn de non-agresiune, își scoteau pumnalele de brâu pe care le puneau pe masă. Dar nu le puneau pe masă pentru că vreau să înjunghie pe cineva la masă. O spun mereu, aștept să termine masa și după care... După care rezolvăm. Îl arătau acest lucru pentru a-și arăta statutul social, pentru că mânerul pumnalului era încrustat cu pietre prețioase. Din Evul Mediu până în Evul Media, lucrurile nu s-au schimbat foarte tare. Au rămas ca principiu la fel. În perioada anilor 2000, telefonul, cheile de la mașină și portofelul se punea pe masă pentru a-ți arăta statutul social. Uite, eu am bani, îmi permit. Astăzi nu mai e nevoie de acest lucru. Pentru că o spun adesea în glumă că mă pregătesc să intru în politică, în politica politețului și a bunelor maniere, nici de cum politica de stat. Pledez foarte mult, mai ales în rândul tinerilor, pledez foarte mult pentru renunțarea la portofel. Portofelul a devenit un lucru, un obiect, mai ales pentru generația tânără, nu foarte util. Pentru că portofelul, cel puțin portofelul clasic, a fost creat într-o perioadă în care documentele erau mai mari, banii erau mai mari, banii nu erau sub formă digitală și așa mai departe, sau țineam poze cu familia. Astăzi telefonul înlocuiește toate aceste aspecte. De bani lichizi avem nevoie să avem la noi, dar sume mici pentru anumite lucruri, să plătim o parcare, să gratificăm pe cineva și așa mai departe. În schimb, totul este pe telefon. Cardurile sunt pe telefon, pozele familiei sunt pe telefon și așa mai departe. Cartea de identitate? Cartea de identitate, numai că în unele cazuri. Iar recomandarea mea este în portofel, un sistemul nou, este un port document din acesta care este de mici dimensiuni. Pentru că mai ales la tineri să vezi un tânăr cu un portofel de mari dimensiuni cum poartă ei, nu este chiar un semn de eleganță și mai ales când ieșim în societate. Ne întoarcem la anii 2000, o mică paranteză ca să arătăm. Atunci poate arătai portofelul cât de gros este. Exact, exact. Cu cât mai mulți bani în el, cu atât statutul social era mai mare. Astăzi s-au schimbat. E bine, dacă revenim la telefon, telefonul nu are de ce să fie pe masă pentru că nu ai nevoie să-l pui pe masă. Ce să ne arăți? Că ai un telefon sau că ești o persoană foarte căutată, ești o persoană importantă și așa mai departe. Telefonul nu ar trebui să fie prezent. La fel, cum folosirea telefonului este, are indicații și contraindicații de data aceasta. De la ce oră avem voie să sunăm dimineața? Pe cine avem voie să sunăm duminica? Avem voie să sunăm pe oricine? Dacă vorbim de telefon în timpul săptămânii, să știți că ora recomandată de folosire este între 9 și 18 sau ora 6 seara. Aceasta este ora optimă. Există și derogări de la regulă, mai ales în rândul noii generații, în care se pot suna, dar atenție că și acolo există un barem sau o maximă până la care pot suna, și anume ora 9 seara. După ora 9 seara se presupune că n-ar mai trebui să deranje. Putem să sunăm în weekend? Dacă a fi un tânăr de 17-18 ani, am răspunde firesc că da, e normal să sunăm în weekend. Nu. Nu avem voie să sunăm în prima parte a weekendului, a zilei de duminică mai ales, nu neapărat în weekend, pentru că se spune că ziua de duminică, prima jumătate a zilei de duminică, respectiv de dimineață până la ora prânzului, este dedicată familiei sau, în unele cazuri, bisericii atunci când suntem practicanți. Dar este dedicată familiei pentru că ne relaxăm, este momentul în care nu ar trebui să fim deranjați deloc și este momentul în care se ia obișnuita masă duminicală în familie. Deci avem și indicații, dar și contraindicații. Telefonul ar trebui să fie un lucru ce ne ajută și în societate și în viața privată și nu ne încurcă. Aici nu se face foarte bine diferența. Deci trebuie să reușim să ne detașăm puțin de telefon. Știu că a devenit, practic, o continuare a mâinii, dar trebuie să ne dăm seama că în unele momente este bine să lăsăm deoparte, pentru că, la fel cum ai spus și tu, ne încurcă de cele mai multe ori într-un discurs. Ne încurcă și nici nu ne ajută, cel puțin în formarea noastră ca indivizi, nu ne ajută, pentru că am exemplele foarte, foarte multor studenți cărora le spun, mi-au spus că n-au timp să citesc. Zic, dar Facebook și Instagram ai? Da. Și cât stai pe el? Păi o oră, două pe zi. Deci timp de citit ai. Pentru că ar trebui să renunțăm la telefon în detrimentul cititului. Cititul ne va ajuta atunci când ieșim în societate. Telefonul
Pentru că mi-a spus cineva foarte interesant cât durează o știre pe telefon. Atât. Până dai scroll. Atât durează o știre. Iar ceea ce citești, te uiți, privești, ți se pare amuzant pe telefon, are memorie scurtă în mintea noastră. În schimb, o carte sau lectura va fi pe viață. Asta este diferența. Dacă am vorbit despre telefon, am vorbit, dar tot îl folosim în continuu. Și aș vrea să discutăm puțin despre conduita și etica când vorbim despre social media. Și acolo ar trebui să avem o conduită. Ce putem spune? Social media e un pic mai... E și mai vast subiectul. Spune maniere digitale. Maniere digitale, bune sau, maniere digitale. Sau se numește într-un sistem american, pentru că din Statele Unite ne-au provenit paternul acesta de reguli digitale. Se numește netiquette. Sau etichetă, tradus etichetă digitală. Da. Ce spune înseamnă că trebuie să avem foarte multă atenție, ca să nu spunem grijă, în ceea ce postăm, distribuim, etichetăm sau arătăm pe social media. Pe social media, îmi spunea cineva, ne arătăm copiii, de regulă nu. Noi ca părinți, mai ales în primii ani de viață, nu ne arătăm. Este chiar interzis. Ne arătăm viața publică. Dacă vrem să avem o imagine de viață publică, de persoană publică, sau avem o imagine în care avem ceva de arătat. Nu, bună dimineața, ce soare e afară, spor la cafeluță, celebrele citate, lumina soarelui să vă lumineze și așa mai departe. Acelea, dacă suntem fără ocupație și avem o anumită vârstă, pot să înțeleg să le punem. Altfel, când suntem persoane dinamice în societate, trebuie să ne controlăm foarte mult ceea ce facem pe social media. Iar ultimii ani, cel puțin în perioada pandemiei, dar și în perioada conflictelor militare ale Europei, am văzut că există foarte multe informații distribuite fundamental greșit sau informații false și redistribuite și așa mai departe. De aceea trebuie să cântărim și să avem propriul discernământ atunci când folosim sau ne expunem pe social media. Atunci când vrem să postăm o poză și este o poză generală, ar trebui să întrebăm dacă putem să o postăm, pentru că sunt persoane, de exemplu, ce nu vor să apară pe social media și așa mai departe. Dacă suntem la cineva acasă, este bine să nu postăm, pentru că este un cadru privat, decât dacă gazda ne dă acceptul sau ne recomandă acest lucru. Avem voie să etichetăm într-o fotografie doar dacă avem în principiu acordul persoanei din fotografie. Cum trimitem o cerere de prietenie? Trimitem cunoscuților, trimitem oamenilor care vrem să ne conectăm, trimitem oricui. Se spune că cererile de prietenie ar trebui să le distribuim către două categorii. Celor pe care îi admirăm, bună oară, mentori, modele și așa mai departe, iar persoanelor cu care ne-ar plăcea să ne împrietenim, dar și acolo trebuie pusă o mică atenționare, pentru că ar trebui să ne declinăm lucrul acesta printr-un mesaj scris înainte. Ce se întâmplă pe partea aceasta de social media se transmite către toate. Ce tipuri de text folosim? Pentru că este foarte important. Cuvintele, da? Există cântarul acesta al cuvintelor care trebuie alese cu foarte multă grijă, pentru că vulgaritățile nu au ce scaute nici când ieșim în societate, dar nici pe mediul digital. Hashtagurile folosite, pentru că și aici este o etichetă a hashtagurilor folosite, chiar dacă vorbim de Instagram, TikTok sau LinkedIn, pentru că adolescenții vor trebui și le recomand să-și facă și un profil profesional, lăsând la o parte partea privată, va trebui să aibă și un profil din acesta în care să arate oamenilor că au ieșit în societate și încep să muncească de data aceasta. Poate LinkedIn să folosească, exact, când exact merg în direcția aceasta. Este o aplicație foarte bună în care chiar se recrutează, făcând o paranteză. Foarte, se recrutează foarte mult și ajută foarte mult, te ajută pe tine ca individ. Și eu o am și este prezentă cu o comunitate destul de mare. E bine, toate aceste lucruri pe care ar trebui să le vorbim despre social media ar trebui să țină, cum spuneam, de propriul discernământ. Oare este bine să fac acest lucru? Poate într-un acces de bucurie ni se pare că e bine să facem acest lucru, dar cum întotdeauna spun, gândește de 3 ori înainte să postezi. Lasă-l, pune-l la drafturi, mai uite-te pe el, mai revină peste câteva ore și după aceea postează, pentru că poate să existe elemente ce pot deranja. Cuvinte vulgare, poze nepotrivite, cu caracter mult prea privat expus pe social media și așa mai departe. Cum ar fi
Noi suntem un tânăr ce vrea să se angajeze într-o companie foarte mare. Luni avem interviul și în weekend mergem la mare. Și la mare ne postăm în toate felurile posibile și imposibile. Să știți că există în companiile mari angajatori cu o divizie specială care te urmăresc înainte, te urmăresc cu ghilimele de rigoare. Îți verifică profilele înainte. Fac o documentare. Exact, e o mică documentare pentru a vedea ce tip de persoană vine în fața lor. Și tu ești la un interviu de un post foarte serios și în urmă cu 3 zile te făceai în tot felul la mare sau la munte. Așadar, trebuie să avem un discernământ când vine vorba de social media. Trebuie să fim temperați. Este bine punctat acum la final faptul că ai spus că trebuie să avem grijă pentru că vorbim de angajare, companiile mari, unde ne dorim cu toții să ajungem, ei au niște valori, etichete pe care le urmează de când s-au înființat. Și iar dacă tu treci în afara lor, atunci nu ești de cele mai multe ori binevenit în compania lor. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat și că ne-ai vorbit așa eu frumos. Mulțumesc. E o plăcere să te ascult. Mulțumesc. Chiar mă simțeam câteodată când îmi spuneai și părul nu știam dacă stă. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și sper că acasă adolescenții, copiii au înțeles cât de importantă este eticheta și nu este dificil să ne comportăm civilizat în societate. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mai departe, noi aici la Metropola TV ne place să ne mândrim cu oamenii noștri și când suntem aici de la începuturi, din prima zi ne vedeam pe aici pe culoare, puneam umăr la umăr să ridicăm această televiziune, iar acum am rămas printre puținii care suntem chiar de la deschidere. Cred că o cunoașteți voi pe următoarea invitată din platou de astăzi. Ea vă înveselește alături de colegii ei minunați vineri de vineri, sper că nu greșesc. Și vine și vă vorbește, vă aduce o doză de inspirație, poate să învățați cum să vă îmbrăcați într-o anumită gală, să spunem. Chiar vă arată cu degetul dacă ați asortat greșit un pantof sau poate cine știe ce cercei a spus, i-ați primit cadou, a vrut să vadă prietenul că îi purtați. Ei bine, ea este aici acum în platou și vă va spune exact cum a ajuns ea să fie frății afără tot. Andreea Frățilă alături de mine în platou. Am încercat să fac așa o introducere ca să vezi că știu multe despre tine. Știu multe. Bună dimineața. Da. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat în platoul After School. Uite, chiar n-am visat să ajung și în platoul After School. Am zis, oare cu ce aș putea eu să vin să vorbesc frumos la tine în emisiune? Pentru că ai invitați numai unul și unul și trebuia să mă ridic la nivelul așteptărilor. Emoționant discursul tău. Într-adevăr, suntem printre primii 10 oameni Metropola TV, ca să spun așa. Și da, mă bucur că suntem în continuare aici. Suntem în continuare aici și te întrebai tu de ce te-am chemat. Te-am chemat pentru că parcursul tău este unul frumos, aș putea spune, pentru că tu ești o persoană dornică de învățare. Și eu știam multe, că ai încercat să faci una alta, iar azi de dimineață la machiaj mi-ai spus că vrei să faci și altceva. Și lucrurile acestea pe mine mă bucură, pentru că, cum se numește și After School, învățăm împreună. Viața noastră e un proces de învățare, o învățare constantă și dacă reușim să luăm și de acolo puțin și de acolo puțin, dar într-un final să ne găsim cărarea bătătorită, cum ne place nouă să spunem aici, este cel mai bun lucru. Tu cum ai început? Tu ai început studiile sau ai studiat și într-un alt sistem de învățământ. Nu știu dacă este diferit de al nostru, o să te las pe tine să ne spui, tu ai studiat în Cipru. Așa este. Până în clasa a patra inclusiv am locuit în Cipru cu familia mea. În Aian Napa am făcut grădinița și școala generală. Este un sistem foarte diferit și pentru mine a fost destul de greu să mă adaptez sistemului din România, pentru că, în primul rând, pentru mine a fost un șoc treaba asta. Ți-ai învățat lecția? Cum adică se învață o lecție? Pentru că...
Da, nouă ni se expunea o lecție de istorie, da, se spunea la școală, după care urma probabil un test cu niște întrebări, cu răspunsuri grile și așa mai departe. În niciun caz nu eram niciodată ridicați în picioare, spune lecția, adică pentru mine aia a fost fatal. Țin minte și nu o să uit niciodată că mi-a luat 5 ore să învăț o poezie, pentru că eram... De ce? Ce rost are, știi? A fost foarte greu să mă acomodez, dar mai ales pe partea de matematică există o diferență enormă, enormă în ceea ce privește matematica. Mă laud puțin. Eram olimpică la matematică în Cipru și în România abia treceam clasa, ca să zic așa. Era așa foarte, diferit. Foarte greu. Păi, apoi, analizând mai bine sistemul și așa mai departe, mi-am dat seama că ce învățăm noi în clasa a doua, îi învățam în clasa a cincea, a șasea. Și atunci, diferența a fost destul de mare când am venit în România și m-am confruntat cu sistemul nostru de aici. M-am acomodat într-un final, zic eu, dar mi-a fost destul de greu, pentru că ei au un alt sistem. Sunt mult mai relaxați, merg foarte mult pe partea asta de practică, foarte mult lucru manual, uniformele erau la ei baza, chestia asta să nu fie discriminare, să nu se ajungă la chestii de genul. Și da, destul de diferit din punctul meu de vedere față de ce e în România. Ce îmi spui tu aici este exact ce... Ne-am dorit și noi să implementăm puțin la after school, să le arătăm cum vorbeai tu de matematică, pentru acest fapt am întrebat cum era diferită, pentru că și noi la after school încercăm să le arătăm, nu neapărat le dăm teoria, dar le spunem în special unde le folosești în viață. Pentru că cea mai des întâlnită întrebare a copiilor este de ce trebuie să învăț, unde folosește mie matematică. Și asta încercăm noi de fiecare dată, le spunem. Vezi aceste triunghiuri și tot cosinus sin și unde se folosește? N-are unde să-mi folosească. Ei bine, se numește triangulare, adică Waze-ul folosește asta. Hărțile folosesc asta pentru că altfel tu n-ai ști să ajungi de aici până acolo. Corect. Și map și tot ce înseamnă hărți, hărțile au fost făcute prin triunghiuri. Și asta încercăm noi să facem și îmi pare foarte bine că așa se studiază și în alte părți. La noi s-au votat niște legi ale educației, vedem dacă vor fi, cum vor fi primite de către sistemul de învățământ, dar asta vom vedea poate la an. Așa, am trecut de clasa primară. Da. Am zis că o să vorbim despre tine pentru că ai făcut foarte multe lucruri interesante și într-un final ai ajuns să faci ce îți place foarte mult, că spuneai tot timpul că ți-e place să prezinți, să fii în fața ecranelor, să inspiri lumea. Și asta ai ajuns să faci aici, la Metropola TV. Tu ai trecut prin foarte multe stagii ale televiziunii. Și după ce ai venit în România, ce ai făcut? După școală? Am terminat liceul economic, Cadex Senopol, după care mi-am dat seama că nu-mi place zona de contabilitate. M-am redresat spre drept, am terminat dreptul, am terminat și master în dreptul afacerilor, după care mi-am dat seama că parcă totuși aș mai încerca ceva. Și am încercat și un master în științe politice la SNSPA, ca să fie treaba. Făcut dezvoltare regională și cooperare internațională. După care am început în timpul masterului să cochetez cu televiziunea. Am participat la un reality show și de aici a început și întreaga mea carieră, să-i spun așa, în televiziune, pentru că m-am simțit foarte în largul meu atunci când stăteam cu echipa și îmi plăcea foarte mult ce se întâmpla în spatele camerelor. Am pornit de la make-up artist, da? Am făcut-o și pe asta. Am fost redactor, am fost reporter, am fost producător de regie, m-am ocupat și de casting. Am făcut, cred că, aproape tot ce se poate face în televiziune, ca ulterior să ajung în familia Metropola TV, să am o rubrică de știri mondene în cadrul emisiunii Între Prieteni cu Dana Istrate și apoi mulțumesc pentru șansă, am și propria mea emisiune de știri mondene. Știri mondene și aduce un zâmbet, dar unele... Ai închegat o echipă foarte frumoasă acolo și pare că sunteți una și aceeași persoană. Da, e o chimie aparte între noi. Adică știu că se vede și pe sticlă că noi suntem super fani și așa, doar că am spus de nenumărate ori, ar trebui o cameră de filmat la make-up.
Acolo suntem noi. Acolo sunt adevărat. Acolo începe, dar nu, la... e altceva. Da, da, este o fericire să vii la muncă, să vii cu zâmbetul pe buze, să rămâi cu zâmbetul pe buze, pentru că asta transmit și celorlalți. Și rămânând aici, în zona aceasta de învățare, fără să-ți dai seama, ajungi poate un mentor pentru o persoană, tu nu știi neapărat. Și conduita, de asta am vrut să vorbim înainte și despre conduita, am vorbit cu Virgil Mănescu despre conduita, pentru că da, trebuie să ai o conduită când ești o persoană publică. Și când ești o persoană publică, trebuie să ai grijă ce vorbești, trebuie să ai grijă ce postezi, chiar dacă acest lucru că e o țară liberă, da, este o țară liberă, dar trebuie să ai și tu grijă de aproapele tău, pentru că în afară de puterea fizică și puterea vorbelor, poate că toată doare cel mai mult. Și asta trebuie să gândim noi și încercăm să fim niște formatori de opinie, dar o opinie controlată. Și tu reușești să faci lucrul acesta și prin distracție. Și distracția cu emisiunea ta aduce această doză de relaxare. Noi asta ne-am și dorit, n-am vrut să fie o emisiune tip Cancan, în care noi efectiv să dăm, cum se spune în popor, în vedete, ci din contră am vrut să fie un cadru relaxat, în care noi să râdem, să facem glume, adică nici de cum să, nu știu, să creăm fel și fel de situații în care vedetele să se supere pe noi și așa mai departe. Încercăm să găsim lucrurile haioase, noi avem chiar și un top 5 TikTok, adică căutăm lucruri drăguțe, care să ne amuze și nici de cum. Acum, că s-au despărțit Ilinca Vandici de Andrei Neacu, trebuie să zic că n-am ce să fac, știi? E un subiect important. Da. Ce vreau să vorbim acum? Tu, pornind de la ținute, te-ai dus în zona de design sau invers? Să știi pentru că tu ai studiat design de interior și cât am discutat noi ce-ți plac lucrurile frumoase. Da, e o chestie pe care cred că o am de mică. Cred că vine de undeva din strămoși, dacă mă întreb pe mine. Mama îmi spunea că atunci când eram mică, tundeam păpușile și le făceam rochițe, după care am învățat singură treaba cu make-up, adică make-up am făcut că am învățat singură din tutoriale de pe YouTube. Nici de cum n-am urmat o școală și eu zic că mi-a ieșit bine, fost angajată într-o televiziune mare. Și toată treaba asta, da, într-adevăr, se leagă. Apoi, bineînțeles că, fată fiind, îmi plăceau hainele foarte mult, mă uitam foarte mult la vedetele internaționale, la pozele surprinse de paparazzi, pentru că îmi plăcea street style-ul ăsta. Și, într-adevăr, acum vreo 6-7 ani mi-am dat seama că îmi place designul de interior. Doar că pornim cu niște frici. Tot timpul. Și am zis, da, dar cine sunt eu să încep eu să fac design de interior? Haide-mă, pe bune, cine o să mă ia pe mine? Și mi-a fost frică să încerc. Am închis visul ăsta pentru moment, după care anul trecut, în toamnă, am vrut să mi-am achiziționat un apartament și am vrut să mi-l amenajez singură. Și zic, tata, uite, mie îmi place și aia. Și m-am dus în fel și fel de magazine de specialitate și zic, și aia merge cu aia, și aia merge. Bă, da, dacă tot vreau să fac asta, hai să fac cursul ăsta de design, de interior, pentru că, de ce nu? În primul rând că o să-mi amenajez casa cu mult bun gust și atenție, să-mi fie și utilă, pentru că e foarte important, nu doar să fie frumos. Și m-am înscris la acest curs de design de interior cu Ana Maria Tudorache, profesoara mea. Mulțumesc, Ana! Și am învățat foarte multe lucruri. Știi, noi când vorbim despre design de interior, ne gândim, băi, frumos, să meargă culoarea aia cu textura aia. Nu e atât. Ideea este că trebuie să știi să-ți fie utilă casa, să existe un flow. Adică să nu te împiedici de lucruri prin casă. Da? E foarte important să ai anumiți centimetri între, de exemplu, între canapelele din sufragerie, să poți să treci printre ele, da? Trebuie pat în dormitor, pentru că atunci când speli vasele, știe prea multe. Da. Aveți grijă la degetele mici de la picioare, da? Când speli vasele, trebuie să ai spațiu, să-ți miști mâinile. Când
când îți pui efectiv aragazul, da, în proiect, trebuie să ai spațiu să miști, să poți să pui cratița pe foc. Sunt foarte multe lucruri, știi, pe care tu în prima instanță nu-ți dai seama de ele. Adică zice, da, și merge bej cu negru. Trebuie să arate frumos. Nu e chiar așa. Trebuie să te și ajute, să poți să locuiești cu ușurință, să-ți ușureze stilul de viață. Mai ales, da? Când vorbim de o casă, pentru că o casă nu iei ca să o schimbi peste un an. O iei ca să o ții cât mai mult, chiar pentru toată viața și ulterior poate să o lași și copiilor. Și asta faci tu. Deci tu practic ne spui nouă ce ar fi bine să avem în vedere când ne achiziționăm un apartament. Și în funcție de cum îl cumpărăm, putem să-l facem să pară mai spațios. Corect. Asta vreau să zic, e foarte, foarte mișto designul de interior. E mișto să combin texturi, să combin culori și așa mai departe, dar atenție, sunt multe alte lucruri care stau în spate. Și acum vă spun ultima mea pățanie. Yeah. Am văzut un corp de mobilier și am zis, mamă, ăsta e perfect pentru grupul sanitar. Și zic, dar stai așa, că avem un lavoar. Și asta înseamnă că acolo trebuie să am un spațiu unde să existe scurgere, unde să-mi treacă furtun. Deci nu se potrivește, nu? Deci astea sunt detalii pe care trebuie să te întâlnești cu ele ca să-ți dai seama de ele sau să faci un curs de design de interior. Recomandat este să urmezi un astfel de curs dacă ai inclinații spre zona asta. Adică simți la un moment dat că ai un simț al esteticului, că despre asta este vorba până la urmă. Iar treaba cu să-ți faci casa să-ți fie utilă și comodă e o chestie pe care o înveți într-un curs. Eu aș spune mai degrabă că designerii de interior sunt cei care termină o facultate. Mă consider cumva decorator, ca să-i spui. Da? Pentru că atunci când spui designer, vorbim despre alt nivel. Sunt oameni care studiază ani de zile să ajungă la nivelul ăla. Și cursul de specialitate, probabil, în străinătate. Dar curse de perfecționare le pot face foarte mulți. Chiar și, cum ai spus tu, învățăm puțin după... Navigăm pe internet, pentru că și acolo găsim unele lucruri. E bine să căutăm cu atenție, să vedem dacă ne place persoana respectivă și, cum ai spus și tu, să împrumutăm un stil. Că nu este nimic greșit în a împrumuta un stil sau a avea idoli. Vorbeam noi puțin la început, mai avem foarte puțin. Timpul cu frății mereu trece repede. Da, trece repede timpul, trece repede timpul. Timpul de calitate, așa se spune. Ei, altceva. Și ce gânduri ai de viitor? Da, uite, apropo de cursul de design de interior, că se leagă cu ceea ce urmează să spun, a venit în viața mea ideea asta în momentul în care am simțit că m-am plafonat și mai vreau să mai învăț ceva. Și sunt într-o perioadă în care îmi doresc să învăț foarte multe lucruri, să experimentez, să evoluez și așa mai departe. Și atunci am pornit cu cursul de design de interior. Ulterior am urmat un curs Metoda Silva. Vă recomand Raico Kuzmanovic, e foarte, foarte mișto, o să-ți vorbesc eu după. Și atunci mi s-a pus întrebarea, ce hobby ai, Andreea? Și eram, n-am un hobby. Și acum vreo 2 săptămâni am fost invitată să înmânez un premiu la Women Rally. Și pentru că mie îmi place foarte mult să șofez, am zis că e un început. Da, mi-aș dori să încerc raliu. Asta este pe listă următorul lucru. Mă împiedică faptul că eu în acest moment am o mașină tip SUV și e mare, e grea și nu pot să o încadrez în circuit. E destul de grea ca să pot să fac toate manevrele. Ar trebui să scos câteva scaune, da. Nu, da, și încerc să găsesc acum o variantă. Este pe to-do list, este pe lista dorințelor mele. Sper să-mi și iasă. Poate vă invit să mă aplaudați acolo. Da, și noi te invităm pe spectatori să te urmărească la emisiune ca să le spui mai multe detalii acolo, când și cum te putem vedea în competiții și cu siguranță ai tu cunoștințe care te vor ajuta puțin să sperăm să mergi în zona competițiilor, care este una foarte frumoasă. Îți mulțumesc foarte mulțumesc mult, și eu tare mult, draga noastră frății, că ai venit și ne-ai vorbit așa frumos despre cariera ta în televiziune și nu numai. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu tare mult.
E bine, am ajuns și la finalul lecției de astăzi. Sper că ați rămas cu câteva lucruri despre etică, despre hospitalitate, despre bune maniere, dar totodată sper că v-a inspirat și colega noastră minunată, Frățicare, astăzi a venit să vă inspire puțin, să vă dați voie să încercați și poate veți găsi acolo o meserie sau poate o ocupație care să vă înfrumusețeze mai mult viața. Vă doresc să aveți o zi minunată!